Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Road to Glory cu Portsmouth. Bineînțeles, l-am adus la trecută pe Ralte. Iată aici abilitățile lui, am uitat să vi le arăt în episodul trecut, dar nu-i baie, are viteză, are agilitate, are balance, 4 stele skill moves, poate joace LM, K, AM și ST, ceea ce e foarte bine pentru noi, mai ales acum că l-am dat pe al nostru Wesker, așa. Acum avem un atacant mai rapid. O să joace probabil mai mult în bandă, dar acum o să joc cu Barca, l-am pus acolo doar ca să vi-l arăt. Asta e echipa cu care o să joc împotriva celor de la City. Aceeași echipă clasică, cei mai buni jucători în teren, bineînțeles. Cred că da, cred că și cei mai buni în teren. Și noi ne îndreptăm spre cel mai greu match, turul din Capital One Cup cu Manchester City. Oh my fucking god. Da, recordul nostru s-a dus, din păcate. Dar contează meciul ăsta, vreau să merg în finală. Se joacă pe ploaie. Să începem. Cred că au cam cea mai bună echipă ăștia în teren. L-am văzut acolo pe Iature, l-am văzut pe Companii, iată și pe Boni. Nu cred că l-au pe Aguero, dar cred că l-au vândut, mă, pe Aguero. Cred că l-au dat la Real Madrid, cum se întâmplă mereu. În fiecare carieră Aguero pleacă la Real Madrid. Bakary Sagna. Îl vedem. Sania centrează foarte bine. Fosta mea echipă. Ultima echipă la care am fost manager înainte să ajung aici. Iată-l acolo pe Lee Kun-ho. Ia să vedem dacă poate să treacă acolo de Companii. Trece bine. Viteza e mult superioară pentru Lee Kun-ho. Dar aoleu, aoleu, ce intervenție a bestiei. Bine că nu-i Joe Hart. Este Caballero în poartă. Nasri. Și Nasri șutează, excelent, acolo blochează un fundaș de-al meu, bravo bă băiatule. Mamă, ăștia domină complet. Momentan, o să joc pe contraatac, am acolo pe Lee, o să încerc să-i pasez, să fugă cumva. Pentru că altfel n-am șanse, ocazie uriașă pentru Manchester City, Wilfried Bony ratează. Oh my god, deja se complică situația aici. Kumasero recuperează, dă un călcâi frumos acolo, San Benito la Madeira. Lee Kun-ho, înapoi la Madeira și hai să-l vedem pe râbâul nostru ce va face. Trimite acolo la Wallace. San Benito. Madeira. Hollands. Hollands pleacă acolo bine. Madeira. Madeira. Avem și noi prima noastră șansă de a marca către San Benito. Companii. Ce șansă are San Benito împotriva lui Companii la cap. Wilfried Bony. Opa, o greșeală acolo a mea. Recuperează bine Barkham. Vine excelent în apărare acolo. I-a surprins pe ăștia. O, pleacă acolo Lee Kun-ho, are culoar bun. Lee Kun-ho poate să-l depășească la viteză clar pe Companii. N-are nicio șansă Companii la viteză, dar dacă a pus mâna pe el s-a terminat. Lee Kun-ho trece acolo, șutează Caballero. Am și eu prima ocazie. În minutul 45 înainte de pauză, Barkham, hai să șutăm de la mare distanță. Da, direct în adversar. Totuși. Milner, o pasă lungă acolo, va ajunge Jovetic. Ce echipa ăștia, mă, și echipa lor de rezervă în mare parte. Oh, șutul Jones scoate! Excelent! Șutul lui Yaya Touré, da? Mangala, o pasă lungă, prinde Jones. San Benito, pasă acolo, direct în picioarele lui Nasri. Hai, mă, San Benito, ce spasele, offside, offside la Jovetic. Nu te bucura, Jovetic. Și nu o face, bineînțeles, și-a dat și-a seama că a fost offside. Oricum, gol anulat pentru ei. Aoleu, asta nu-i tocmai bine, chiar dacă a fost offside. Corley, foarte frumos acolo, recuperează San Benito, pasă către Lee Kun-ho. Lee Kun-ho, Lee Kun-ho. San Benito, San Benito, pasă offside la Lee, dar oricum ajunge Caballero. Jesus Navas, excelent San Benito, dar recuperează Touré aia pentru a câta oară. Este un fel de atangana al meu. Mangala atacă ăștia cu Mangala acum, s-au dat pe All Out Attack, prinde Jones. Vor să înscrie la mine acasă, nu o să-i las. În niciun caz, pasă bună acolo Hollands. Hollands cu o pasă excelentă către Lee Kun-ho. Lee Kun-ho, Lee Kun-ho. Lee Kun-ho, centrare pe jos, ai bă Caballero, intervine fantastic. N-ajunge nici Barkham acolo. Oi, 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 cât de aproape am fost să dau lovitura pe final de meci. Dar Caballero cu un deget, un vârf de deget a ajuns la mingea aia. Mangala presat acolo de Barkham. Barkham nu mai ajunge. Gal Clichy centrează, excelent Fiola. Ungurul ăsta e genial.
Foarte bun fundaș. Acum Wilfried Bony. Bony centrează. Bine că nu e el în careu. Corley riscant. A dat automat. Eu n-am dat. Eu îl controlam pe ăla din spatele lui. Intră și David Silva în locul lui Khedira. Schimbare ofensivă. O să dau Park de Bas. E bun un egal la mine acasă. Nu trebuie să iau gol aici. Absolut deloc. Și gol nu cred că pot să dau momentan. Joacă ăștia cu aproape cea mai bună echipă. Fiola greșește și este din nou corner pentru Manchester City. Bate Company. What? Bine că nu el în care, ce pot să zic. Centrare. Greșeală mare acolo și de portar și de fundaș. Și David Silva trimite pe lângă poartă. Wilfried Bony. Aia s-a arătat 3 minute, nu 20. Stați-o dracu de treabă. Fiola, hai, respinge Barkham. Final de meci, 0-0 în tur. Un scor bun, un scor foarte bun la cât de bine au jucat ăștia de la City. M-au dominat la șuturi, la posesie, la absolut tot. Jucătorul meu a fost Jones, cel mai bun jucător al meu. 9, nota 9, a apărat foarte bine. Câte save-uri, 8 save-uri, Caballero a avut și el 3. Am jucat bine și în atac, dar am ratat. Asta este, se mai întâmplă în fotbal. 0-0 și meciul se va decide în meciul retur, bineînțeles. Da, avem un nou meci de simulat cu Southend United, locul 7 pentru ei. Bă, ce bine să ai avantaj din ăsta, poți să simulezi, să te uiți așa. L-am băgat pe Ralte, să vedem cum merge. Ia să vedem Southend, Portsmouth, ia să... Hai băieți, hai băieți, știu că puteți. Mă, chiar am deschide scorul, bravo băi băiatule, cu capul, nu-i așa? Altfel nu prea poate să dracu, mă, chiar am să dea gol. Ok, 1-0 la pauză. Batem cam tot pe aici și în simulă. Ralte înscrie la debut. Bravo, băi, Ralte, bă. Așa, intră în formă din prima, bravo. Mult mai bun decât Mobulu, asta e clar. Mobulu este al treilea jucător acum. Și probabil nu o să mai joace prea curând. 0-2 și continuăm. Avem meci cu Chesterfield, nu Carsley, mă. Chesterfield, oh my god. Da, Seniorelli vine. L-am adus și pe Chavez. Așa, Seniorelli și Chavez vin la echipă. Pe Chavez l-am adus înainte. Dune se întoarce și el, asta e bine. Avem acum mijlocaș central. Ofertă pentru Tabs, 500.000 costă. Cer 525.000 pe el. Vă rog, luați-l pe Matt Tabs. Și așa, nu-i deloc bun. Vă rog, a fost bunicel câteodată, dar aș putea să iau un atacant mai bun dacă l-aș vinde pe ăsta. Hai să facem echipa pentru meciul următor. Jones în poartă, Kim Min-Wo, Attila Fiola, Corley, bineînțeles, Madeira. Aici, Wallace, de ce nu? Iată-l pe Chavez. O să joc cu Chavez și cu Seniorelli. Hai să le vedem statusurile. N-are ăsta viteză prea mare, dar are stamina 86, ceea ce e bine. 60 la marking. Este mai defensiv ăsta. Long pass, 71. Ok, asta e bine. Short pass-ul unde? 71, short pass, short power. Oh, no, m-am înnecat. Ce dracu, mă. Mă nec cu aer. Jesus, fuck. Ce rău am ajuns, mă. Shot power, long shot, 47, slab, slab, slab de tot. La long shot, dar nu-i bai. 200 skill moves, nu e mic, dar este slab, parcă e puțin cam slab. Na, mă rog. Seniorelli, aoleu, vreau să văd aici, astea sunt cam egale. Nu este cu nimic în evidență, cu agresivitatea, 75. Avem aici un tip agresiv. 73 short pass, bun asta. Long pass-ul 69, e bine, 2 stele, 2 stele, cam logic, doar cam nu e nici cel foarte înalt. 2 stele, 2 stele, bla bla bla. Jucăm cu ei doi. Lăsăm pe Kumasero pe bancă. Tabs, tu ești de aici. Unde e Kuma? Unde? Uite de aici. Kuma, mamă ce ursună. Le băgăm aici pe Sambe, nu. Pe cine să băgăm aici? Ralte, cred că e obosit, nu-i așa? Da. Și acum ne trebuie atacant, ca să vezi. Da, ne mai trebuie un atacant, mă, avem cam puțin totuși, avem multe competiții. O să joc cu San Benito și cu Lee. Și cam asta e. Hai să începem meciul cu Chesterfield, meciul tur din G, pentru a fi semifinala, dacă nu mă înșel. Oare ce se va întâmpla? Probabil ar trebui să câștigăm destul de lejer meciurile astea din G-Paint. Și ăștia au aceleași culori, așa-i? Mamă, exact aceleași echipamente, mă, vedeți? What the fuck? Mai că diferă logo-uri și chestii. Hai să începem meciul. San Benito șutează! Ololololololo, am crezut că se duce în poarta asta. Au și un Lee în poartă. Încă nu prea am văzut abilitățile, n-am avut ocazii prea mari.
Lialo repune în locul lui Jones. Poate îmi dă gol ăla, ce-ar fi. O pasă bună acum, Lee Kun-ho. Lee Kun-ho se desprinde excelent acolo. Lee Kun-ho, Lee Kun-ho, ce șut slab. Mă, trebuie să dau un forță, n-am avut poziție bună de fines, dar am fost prea idiot. Am panicat. Bine că îmi dau și o seama după ce șutez că trebuie să dau un forță. Normal. Banks din nou și se tot plimbă minge așa pe la fiecare. Ryan trimite acolo la Dariqua. O centrare în care... am crezut că e golul lui Duffy. Deci puteam să jur că este golul lui Duffy. Nu. Deci imposibil să rateze din așa poziție. Fantastic. Ce bine că am scăpat. Ce aveți? Ai un șut de la mare distanță. De pula mea. Am uitat că are long shot-ul ăla de mistreț fomist. Nu, lasă, nu mai șutăm de la distanță. Până... S-a venit o pasă la Wallace. Wallace va trece acum foarte bine. Wallace acolo, o centrare pe jos. Trebuie să fie una bună pentru Lee, dar respinge la în ultimul moment. Fix când centrez și eu. Probabil să va termina prima repriză acum. Da, final de prima repriză, 0-0 cu Chesterfield. Până acum niciun gol în acest episod. Da, vom vedea cine așteaptă mai departe. Am dominat la șuturi, se pare. Dar ei cred că au avut ocazia mai clară prin Duffy. Pasă acolo la Morsi, Banks și acum Leverice, intervenția lui Fiola, dar a fost faul, se pare, la marginea careului. Cât de aproape să fie în careu, maoleu. Asta a fost foarte riscantă. Intră Roberts în locul lui Klukas. L-au dat și-i seama că Klukas e deja... Ai de pula mea! Scap cumva, emoțiile apar însă din ce în ce mai mult la poarta mea. Sunt mai periculoși, ăștia au avut ocazii mai clare decât cei de la City. Lucru care e puțin dubios, să fiu sincer. S-a venit Oli, o pasă interesantă, n-a fost deloc offside, se pare. De parcă ar fi putut să fie puțin offside, adică... Da. Da, este final de meci, câștig, da, cu 0, câștig cu 0-0, da. Da. Două meciuri fără goluri în acest episod. O să mă duc în colțul camerei și o să plâng. Da, data viitoare probabil vom avea retururile, sau cine știe, depinde. Deci am primit aici press conference. Ăștia vor să dea maxim pe Tabs 475. Bă, dacă îmi dați 500 cât costă el, eu vi-l dau cu cea mai mare plăcere pe Tabs, adică nu știu. 500 mai puțin nu pot. Da, Shori se pare că și-a găsit și el echipă. Ai, frate, las-o, dracu, își găsesc toți echipa acum. Voi vorbi serios, mă. Toți își găsesc acum echipă, că de ce nu și-ar găsi echipa? Hai să încercăm să prelungim contractele. Cine-i Maloney? Ăsta cere mărire, du-te mă de aici, mă. Tu poți să pleci. Uite, lui Devara ăsta-i dăm, o să fie squad rotation. Deci nu știu dacă l-am folosit vreodată. Auford, ăsta nu-i împrumutat pe undeva? Dar și tu cer, du-te mă de aici, mă. Momentan nu. Butler, tu ești ok. Dacă pleacă și Shorey, nu-i deloc bine. Uite, a făcut 60 overall, ăsta, Butler. East, ia să vedem, tu ceri mărire? Da, ceri mărire, du-te mă de aici, nu-ți dau. Fogden, trebuie să-i dăm lui... Mamă, 2000, aoleu, de unde bani, de unde bani, frate, n-am bani. Nu, deci trebuie să-l vând pe Tabs ca să pot să prelungesc contracte, altfel n-am nicio șansă. Trebuie să păstrăm Fogden, trebuie să mai păstrăm. Am pierdut deja 2. Pe Craddock și Shorey. Polk. Ofertă pentru Polk. 120, dă-mi 140 și ți-l dau de lângă cat și așa. Jones nu cred că o să se accidenteze, sper. Da, vor da ăștia pentru Tabs 500 de mii și de vera ăsta a acceptat. Ok, vom vedea ce vom face data viitoare. Da, vândut. Tabs 425 pe el. Și pe Poke nu vor să dea mai mult de 120, dar îl lăsăm, frate, avem nevoie de portar acolo de rezervă. Hai să dăm contracte acum. Cât buget avem asta? Tabs avea salariu mare. Mamă, 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 ce de bani aici. Ce de bănet.
Poate putem să mergem și un jucător, de ce nu? Hai să dăm contracte. Păi nu vine să cred că pleacă Shorey, frate, atât de bun era. Trebuie să nu-l pierdem pe Fogdan. Ok, 2000 în plus. Ești crucial, prietene, tu alături de Wallace. Webster, și tu ești bun, prietene. Squad rotation. Chaplin, am un Chaplin. Nu mai țin minte de el. Future, așa. O să fie viitorul echipei tu. Corley, hai să mai încercăm la ăștia. Poate, poate. De ce nu? Facem o mărire, crucial, Corley, tată. Sau Shorey. Care pleca, mă? Shorey sau Corley? Da, nu, Shorey pleacă, iată. Nu mai am ce să le fac la ăștia. Credoc și ești și Shorey pleacă. Hai să-i dăm și lui East. Important o să fie, pentru că Madeira e bestie acolo. Offered. Hai mă, că îți dau și ție. Bă, dar salarii mari, vreți mă, băieți mă. Future. Poate scot dunat speci. Bine că am dat. Da, și ăla o să refuze probabil acum. Nu e așa? Cam așa se întâmplă. 3 ani. Future. Ok. Mai am să dau la cineva? Nu, am dat la toți. Din păcate pierdem 2 jucători din lipsa banilor. Da, asta este. Data viitoare avem meci cu Shrewsbury, dar nu o să-l jucăm probabil. Avem returul, returul cu City și perioada de transfer se va încheia și cred că o să avem și returul cu Chesterfield. Da. Iar mai apoi vom vedea. Dacă ne calificăm mai departe, vom avea finale. Dacă nu, nu știu ce vom mai avea. Avem meciuri în campionat, vom juca câteva și apoi vom încheia sezonul. Cam asta a fost pentru astăzi, băieți, însă eu am fost Quick. Să ne vedem cu bine data viitoare. Ciao, les!